Seara, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Cu o săptămână înainte de data limită, niciun candidat nu s-a înscris la concursul pentru funcția de procuror general. De obicei, doritorii sau candidații își depun dosarele cam în ultimele zile a expirării deadline. Un bărbat din Hâncești a fost reținut în această dimineață de ofițerii CNA după ce ar fi pretins 2400 de euro pentru perfectarea a două permise de conducere. Republica Moldova nu s-a calificat în finala concursului Eurovision. Natalia Barbu acuză că acesta ar fi politizat, în timp ce unii internauți spun că lipsa unui show pe scenă a fost taxată de public. Rusia a lansat un atac masiv cu rachetă și drone asupra Ucrainei, lovind infrastructura energetică și zone rezidențiale. Curtea de apel va fi funcțională și fără jumătate din totalul de magistrați, de asigurări ministrul justiției, după ce ieri Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat cererile de demisie a 20 de judecători. De altă părere, sunt însă experții care spun că se așteaptă la tergiversări ale proceselor de judecate. Și asta pentru că, odată redistribuite dosarele, ar urma să fie examinate de la început. Potrivit reprezentanților Curții de Apel, acum pe rolul instanței sunt 15.000 de cauze. Ne așteaptă tergiversări de ani de zile, dacă vorbim de mii de dosare care au fost în gestiunea fiecărui judecător în parte, respectiv tot acest volum va fi redistribuit unui număr mai mic de judecători sau respectiv va fi preluat de judecătorii care în perspectivă vor fi transferați. E greu de răspuns dacă la moment există dosare de rezonanță la Curtea de Apel, oricum în perspectivă ele vor fi, fie se remit la rejudecare de către Curtea Supremă de Justiție, fie vor pleca din prima instanță. Curtea de Apel Chișinău este o instanță care este zilnic solicitată, inclusiv cu dosare care necesită a fi soluționate extrem de operativ, datorită faptului că se scurg anumite termene. Potrivit expertului Watchdog, odată redistribuite judecătorilor, dosarele vor fi examinate de la început. De regulă, atunci când se redistribuie dosarul, examinarea începe din nou, da? Pentru a asigura suficient de bine că toate probele au fost verificate, cercetate și nevoite de judecători care trebuie să decide soarta unui dosar printr-o hotărâre sau sentință. Este posibil ca dosarul să fie totuși continuat, doar că aceasta cumva contravine însă și esenții cercetării judecătorilor. Ministrul Justiției admite că dosarele nu vor fi examinate rapid, dar menționează că odată cu plecarea judecătorilor, Curtea de Apel nu va intra în blocaj. Curtea de Apel va fi în continuare funcțională, este evident că va fi o anumită dificultate în examinarea mai operativă a cauzelor până vor fi asigurate cu judecătorii transferați. Spre deosebire de anul trecut, atunci când Curtea Supremă de Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii și-au dat în corpuri demisia, negândindu-se la interesul public și la cetățeni, acum avem un Consiliu Superior al Magistraturii, care este organul de administrare în ceea ce ține de sistemul judecătorești. Acum, la Curtea de Apel Chișinău activează 18 judecători din 57, cât este necesar, iar pe rol sunt 15.000 de dosare. Ieri, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat cererile de demisie a 20 de judecători și a anunțat și un concurs pentru suplinirea funcțiilor rămase vacante după plecarea acestora. Am acceptat 20 de cereri de demisie de la judecătorii Curții de Apel Chișinău. Propun să anunțăm concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecători la Curtea de Apel Chișinău pe 17 posturi. Totodată, ieri, președintele interimar al CSM a anunțat că la Curtea de Apel Chișinău urmează să fie transferați judecători de la primele instanțe. Magistrații de la Curtea de Apel care au demisionat au instrumentat de-a lungul anilor dosare de rezonanță și au emis decizii care ulterior au ajuns la CEDO. Ziarul de Gardă scrie că printre ei este și magistratul care l-a achitat pe fostul deputat Constantin Țuțu în dosarul crimei din Codrii Orheiului, dar și judecătorii care au anulat în decembrie anul trecut decizia CSE, prin care Partidul Șansă, afiliat fugarului Ilan Șor, a fost scos din alegerile locale.
Ecaterina Palanciuc este pe lista magistraților care și-au depus demisia. Aceasta a venit în sistem în 2005, iar în 2015 a fost promovată la Curtea de Apel Chișinău. Potrivit informațiilor de pe pagina Juriștii pentru Drepturile Omului, două hotărâri ale completului de judecată în componența căruia a participat și ea au fost obiect de examinare la CEDO. Potrivit ziarului de gardă, Palanciuc a făcut parte din completul de judecători care în 2018 a menținut decizia de invalidare a rezultatelor alegerilor locale pentru municipiul Chișinău, iar alături de magistratele Veronica Negru și Ina Dutca, care la fel au plecat din sistem, a anulat în decembrie anul trecut decizia Comisiei Situații Excepționale, prin care Partidul Șansă, afiliat fugarului Ilan Șor, a fost scos din cursa pentru localele din toamna trecută. Pleacă din sistem și Igor Mânăscurtă, care și-a început cariera în 1997, când a fost numit în funcție la judecătoria Bălți. La Curtea de Apel Chișinău a ajuns în 2017. Ziarul de gardă scrie că, deși în noiembrie 2021 CSM a acceptat cererea de demisie a acestuia, Igor Mânăscurtă s-a răzgândit și nu a mai plecat din sistem. El a făcut parte din completul care în decembrie 2017, împreună cu alți doi judecători, a menținut fără modificări sentința primei instanțe în privința lui Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de închisoare cu executare. Sentința a fost revizuită, iar ulterior Platon a fost achitat. Și-a dat demisia și magistratul Ion Secrieru, acesta activează la Curtea de Apel din 2004. În septembrie 2023, el a depus o cerere de demisie pe care mai târziu a retras-o. Ziarul de gardă scrie că în 2015 Secrieru, alături de alți patru judecători, a ajuns în vizorul procurorilor, iar CSM a dat acordul pentru începerea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală a acestora. Judecătorii erau bănuiți că au emis o decizie ilegală și au modificat intenționat textul unei hotărâri judecătorești. Ulterior, procesul a fost încheiat. Pleacă din sistem și Stelian Teleucă, care în 2014 a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. El a făcut parte din completul de judecători care l-a achitat pe fostul deputat Constantin Țuțu în dosarul crimei din Codrii Orheiului. Prin decizia din decembrie 2019, Curtea Supremă de Justiție a casat această decizie și a dispus rejudecarea cauzei. Niciun candidat nu s-a înscris la concursul pentru funcția de procuror general la aproape o lună de la lansarea acestuia. Chiar și așa, ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, se arată încrezătoare că doritori de a ocupa această funcție se vor găsi. Au rămas însă zile numărate, termenul limită de depunere a dosarelor fiind 15 mai. Din informația pe care o cunoșteam la sfârșitul săptămânii trecute, nu au fost depuse încă, dar experiența ne arată că de obicei doritorii sau candidații își depun dosarele cam în ultimele zile a expirării deadline-ului. Concursul anterior a fost anulat după ce, în urma probei interviului în care a ieșit învingător adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovski, a fost depistată o discrepanță majoră între punctajele oferite de membrul CSP-ului Savurlan, candidatului Ion Munteanu. Ulterior, aceasta a demisionat din funcție. Numirea unui nou procuror general este una dintre condițiile impuse de Comisia Europeană pentru începerea negocierilor de aderare la UE. Trafic îngreunat astăzi în centrul capitalei după ce piața Marii Adunări Naționale a fost închisă circulației. Ambuteiaje au fost toată ziua. Am deja vreo 2 ore pe oraș. Și transportul public a fost redirecționat și a circulat cu întârzieri. Când va fi reluat traficul în piața Marii Adunări Naționale, vă spunem în jurnal când vă arătăm mai multe imagini. Natalia Barbu nu s-a calificat în marea finală Eurovision. Reprezentanta țării noastre a evoluat aseară în prima semifinală a concursului și a ratat competiția. Natalia și-a comentat înfrângerea spunând că Eurovision este un concurs politizat. Într-o rochie
Slovachia Albă și Desculț, Natalia Barbu a intrat în competiția Eurovision sub numărul 11. Pentru prestația sa, interpreta a renunțat la back vocalistele și coreografia din finala națională, lucru care i-a nemulțumit pe unii internauți care au comentat că Eurovisionul este un concurs al show-ului. Pe scena Eurovision, Natalia Barbu a ales să fie singură, mizând doar pe vocea sa, vioară și animația grafică. Cu câteva momente înainte de prestație, Natalia și-a îndemnat fanii, dar și diaspora să o voteze. Dragilor, mai am un pic și o să intru în scenă, așa că fiți aproape, cei care puteți să votați, votați numărul 11, Moldova! Se pare că acest lucru nu a fost de ajuns, iar în urma votingului Natalia Barbu nu s-a calificat în marea finală. Ulterior, ea a venit cu primul comentariu despre înfrângere. Este un concurs și încă o dată ne convingem ce concurs e. Nu este vorba despre voce, nu este vorba despre... este foarte politic și nu contează, pentru că piesa mea e despre lumină, e despre frumos și eu sunt convinsă că m-am conectat cu foarte multă lume. Acest concurs probabil că nu e doar despre asta. În selecția națională, Natalia Barbu a obținut punctajul maxim din partea juriului și a avut același număr de puncte ca și interpreta Valeria Pașa, care a fost favorita publicului. Organizatorii au decis atunci să ofere prioritate votului juriului, decizia stârnind critici. Azi, unii internauți au scris că juriul ar trebui să-și asume înfrângerea, în timp ce alții au spus că prestația Nataliei Barbu a fost foarte bună. Este pentru a șasea oară când țara noastră nu se califică în finală. Ultima dată s-a întâmplat în 2019, atunci când Ana Udobescu a ratat finala de la Tel Aviv. Natalia Barbu a participat la Eurovision pentru a doua oară, după ce în 2007 s-a plasat pe locul 10. Anul trecut, Moldova a fost reprezentată de Pașa Parfenii, care s-a plasat pe locul 18. Joi, pe 9 mai, va avea loc cea de-a doua semifinală a Eurovisionului, iar în competiție vor intra alte 16 țări participante. Sâmbătă, pe 11 mai, la Malmo, Suedia, va avea loc marea finală. Serbia, Portugalia, Slovenia, Ucraina, Lituania, Finlanda, Cipru, Croația, Irlanda și Luxemburg s-au calificat aseară în finala Eurovision. Prestația unor țări nu a fost pe placul internauților. Cea mai controversată apariție a avut-o reprezentantul Finlandei, care a ieșit dezgolit pe scenă. Reprezentanții Finlandei au șocat publicul cu apariția pe scena Eurovision atunci când unul dintre artiști, Teemu Keisteri, nu a purtat lenjerie. Totuși, Finlanda a ajuns în marea finală alături de Irlanda. Reprezentanta acestei țări, Bambi Ray Rebenson, a fost aspru criticată de fanii concursului muzical. Aceștia au declarat că aceasta n-a pregătit un moment artistic, ci o exorcizare live. Ei au fost nemulțumiți și de ținuta cântăreței. Mai departe a mers și marea favorită din acest an, Croația, reprezentată de Baby Lasagna. Formația Baby Lasagna este în prezent favorita caselor de pariuri. În mod surprinzător, trupa a reușit să intre în concurs doar după ce câștigătorul inițial al concursului național de selecție din Croația s-a retras. Concursul Eurovision este găzduit de Malmo, Suedia, după ce anul trecut Lorina a câștigat competiția. Purtarea panglicii bicolore pe 9 mai este interzisă prin lege, iar autoritățile îndeamnă cetățenii să se conformeze. Istoricii susțin că acest simbol este folosit de politicienii proruși pentru a crea destabilizare și a diviza societatea. Asta în condițiile în care panglica Sfântul Gheorghe, așa cum mai este numită, nu are nicio legătură cu Ziua Victoriei, ci este mai degrabă un instrument al propagandei ruse pentru a distorsiona adevărul istoric.
Ministrul de Interne a atenționat astăzi repetat cetățenii să nu utilizeze panglica bicoloră sau alte simboluri de război la evenimentele la care vor participa mâine. Acele persoane care nu se vor conforma acestui cadru normativ vor fi sancționați sau vor fi întocmite procese contravenționale în corespundere cu legislația în vigoare. Istoricii susțin că panglica bicoloră nu are nicio legătură cu ziua de 9 mai și au ținut să reamintească de unde de fapt a pornit această tradiție de a fi purtată în această zi. E un simplu flash mob, nu știu dacă e deja simplu, dar e un flash mob cu ocazia zilei de 9 mai, flash mob pornit de un grup de jurnaliști ruși care are la bază niște origini istorici. Evident că această panglică, în primul rând, nu are prea mult în comun nici cu Ordinul Sfântul Gheorghe, nici cu simbolistica celui de-al doilea război mondial, mai mult de atât pentru un militar sovietic care a luptat aceste două culori, această panglică nu prea se leagă cu marele câștig în cel de-al doilea război mondial. Panglica aceasta bicoloră, vreau să vă spun că ea întrânsă nu are absolut nimic rus. Panglica aceasta bicoloră a fost inventată de către Ecaterina a II, care nu are nici o pictură de sânge rus. Germană, jet, jet. Panglica folosită inițial pentru ordinele oferite pentru fapte eroice a fost profanată de Kremlin, afirmă istoricii, devenind un simbol al agresiunii ruse. Analiștii subliniază că faptul că în Republica Moldova această panglica a devenit motiv de dispute în ultimii ani demonstrează că influența propagandei ruse a fost și rămâne și astăzi foarte puternică. Dintr-o jumătate de adevăr, s-a produs o întreagă mașinărie propagandistică. Scopul principal este provocarea autorităților, implementarea zăzaniei în societate și distorsionarea liniștii și păcii în societate până la urmă. În aprilie 2022, Parlamentul a votat o lege prin care interzice simbolurile Z și V, dar și panglica bicoloră negru-oranj. Asta după ce au început să fie folosite de soldații ruși în invazia din Ucraina. Cei care confecționează, vând sau poartă simbolurile respective riscă o amendă de până la 9.000 de lei, iar în cazul persoanelor cu funcții publice, sancțiunea se ridică la 30.000 de lei. Anul trecut, 147 de persoane care au purtat panglica bicoloră au fost amendate. S-a circulat cu dificultate astăzi în centrul capitalei. Pe unele dintre cele mai aglomerate străzi s-au format ambuteiaje după ce traficul rutier în piața Marii Adunări Naționale a fost suspendat. Troleibuzele și autobuzele au fost redirecționate, iar unele rute au circulat cu întârzieri de până la 30 de minute. Centrul capitalei va fi închis până vineri dimineața în legătură cu evenimentele organizate cu ocazia Zilei Europei. De dimineață, centrul capitalei a fost blocat. Traficul rutier în piața Marii Adunări Naționale a fost sistat și inevitabil pe străzile adiacente s-au format ambuteiaje. Iată cum se circula la amiază pe bulevardul Ștefan cel Mare. Pe Grigore Vieru. Полском на коленях. Пробки стою. Еду с цирка, но уже полчаса еду. Pe strada Pușkin sau Bodoni. Blocată în trafic a rămas și această ambulanță. Unii șoferi ne-au spus că le-a luat mai bine de o oră ca să ajungă dintr-un sector în altul. Toți vor confort, toți vor transport, care-i treaba? Așteptăm ca toți oamenii. Am deja vă două ore pe oraș. E greu mă deplasez, am un ceas de vreme de când la Ciocana mă duc. Și asta e treaba, asta nu e treaba. O, astăzi, de exemplu, în sector, din Râșcani spre centru, sunt ambuteiaje. De obicei, în zilele celelalte, în această perioadă de timp, nu sunt ambuteiaje așa. Și pentru că circulația în centrul capitalei a fost restricționată, transportul public a fost redirecționat pe alte străzi. Târzieri sunt. Sunt, dar ce să-i facem? Dacă mâine e sărbătoare? 35, 30, dar dacă e mult, uitați-vă dumneavoastră, e bătut și în stânga și încolo și încolo. Ambele direcții mergem în București. Știut că o să meargă pe aici? Nu.
Chiar mai mult decât atât, când am venit în centru, nici n-am fost anunțați nici de taxator. Piața Marii Adunări Naționale a fost închisă în legătură cu concertul dedicat Zilei Europei. Traficul rutier din Piața Marii Adunări Naționale a fost suspendat încă de dimineață. În perimetru blocat, deja au fost instalate mai multe corturi. Aici, mâine, va fi deschis Orășelul European, unde reprezentanții ambasadelor statelor UE vor prezenta informații despre țările pe care le reprezintă la Chișinău. În acest context, autoritățile anunță că vor fi luate măsuri pentru a asigura ordinea publică pe durata evenimentelor. Avem un plan interinstituțional bine pus la punct cu misiuni clare pentru a asigura buna desfășurare a activităților care sunt planificate. Vor fi mai mulți polițiști implicați în această activitate. Mâine, în centrul Chișinăului, vor fi organizate mai multe activități și un concert dedicat Zilei Europei și primăria anunță că va organiza mai multe evenimente începând cu ora 11 la Complexul Memorial Eternitate. Circulația în Piața Marii Adunări Naționale va fi reluată vineri dimineața. Începând de astăzi, accesul mașinilor personale pe teritoriul cimitirului Sfântul Lazar din capitală a fost restricționat pentru ca muncitorii să poată face curățenie și să amenajeze zona. Azi ar veni să facem curățenie, să fie curată, după asta punem niște flori, să venim cu copiii, cu nepoți, cu toți, da. De Paștele Blajinilor va fi asigurat transport gratuit pentru deplasarea cetățenilor la cimitirul Sfântul Lazar. Detalii despre itinerar aflați în jurnal. Organizațiile de tineret ale Blocului Electoral Împreună, din care face parte platforma DEA cu Bloc și Partidul Schimbării, alături de organizațiile de tineret ale Socialdemocraților și celor de la MAN, acuză partidul de guvernare că ar fi monopolizat ideea integrării europene. Aceștia au semnat o declarație comună prin care s-au angajat să promoveze și ei această idee, altfel decât face PAS. Cei din urmă i-au îndemnat să se alăture efortului de promovare a referendumului din toamnă privind aderarea Republicii Moldova la UE. Blocul Împreună, format din Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr, Liga Orașelor și Comunilor, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, Partidul Schimbării, alături de Mișcarea Alternativă Națională, Partidul Social Democrat European și Partidul Puterea Oamenilor. Această întâlnire simbolizează angajamentul nostru pentru cooperarea și abordarea pragmatică la nivel de promovare a ideii de integrare în Uniunea Europeană. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană nu poate fi monopolizată și de un singur grup sau partid politic. Tinerii din cele 7 partide au lansat mesaje critice în adresa PAS. Scopul nostru astăzi a fost să arătăm că lumea nu se împarte în alb și negru, așa cum vrea guvernarea să ne convingă că se întâmplă, că există forță sănătoasă de opoziție care au un cuvânt de spus despre cum se dezvoltă Republica Moldova. Reprezentanții celor 7 formațiuni afirmă că i-a unit dorința ca Republica Moldova să ajungă în UE. Faptul că cineva a încercat printr-un procedeu electoral să-și aroge poziția politică de integrare Uniunii Europeană, fiind asimilată cu o parte a campaniei electorale pentru prezidențiale, nu înseamnă faptul că Uniunea Europeană este proprietatea unui partid. Tinerii au avut păreri împărțite despre referendumul din toamnă privind aderarea Republicii Moldova la UE. Ca și partid, toate ne-am opus referendumului și am spus că nu este un moment potrivit și că societatea trebuie pregătită, că trebuie să intrăm în negocieri. Nu este momentul oportun de a boicota acest referendum deja, pentru că este unul necesar, vital pentru a ne regăsi în familia mare europeană. Organizația de tineret a Partidului de Guvernare a avut o replică precizând că salută orice inițiativă de a susține referendumul și parcursul european al țării noastre. Experții afirmă că parcursul european ar trebui să fie deasupra tuturor disputelor partidelor politice. Parcursul european nu ar trebui să fie dezbătut și ar trebui să fie atribuit niciun partid politic din Republica Moldova. Principala nemulțumire este legată de o slabă comunicare sau nu cea mai bună comunicare dintre actualul partid de guvernământ și alte partide pro-europene. Înțelegem că se testează un front comun cumva a partidelor extraparlamentare care cu potențial de a trece în următorul parlament și de a construi un nou pol, după cum afirmă dumnealor, pro-european. Să vedem pe cât este de fezabil.
Moldovenii vor putea circula pe drumurile publice cu mașinile cu volanul amplasat pe partea dreaptă și pe timp de noapte, însă cu respectarea anumitor condiții tehnice, și anume adaptând oglinzile pentru o vizibilitate mai bună, dar și farurile. O decizie în acest sens a fost luată la ședința Guvernului. Dacă dorește să se deplaseze pe timp de noapte sau pe timp de vizibilitate redusă, este obligat să execute aceste ajustări tehnice. Sunt simple, pot fi executate de către conducătorul auto. Mai exact, moldovenii care dețin automobile cu volanul în partea dreaptă și vor să circule cu acestea pe timp de noapte, trebuie să echipeze mașina cu oglinzi speciale. Vorbim despre oglinzile periscopice, care vor oferi o mai bună vizibilitate pe partea stângă a conducătorului auto când va manevra o depășire. Totodată va fi necesară adaptarea farurilor, inclusiv cu ajutorul unor convertori care vor redirecționa lumina pentru circulația pe partea dreaptă a carosabilului. Noile cerințe vor permite evitarea cazurilor de orbire a șoferului auto care se deplasează în întâmpinare din sens opus. Discutăm despre necesitatea de a ajusta farurile pentru mașinile de model mai vechi, pentru că mașinile de producție mai nouă, această ajustare se face automat. La fel, cerințele tehnice vor asigura șoferilor mărirea câmpului vizual pe partea stângă la efectuarea manevrelor de depășire a altor participanți la trafic. Aprobarea acestui regulament vine după ce Parlamentul a votat în luna martie o lege în acest sens, iar Guvernul urma să stabilească condițiile care vor permite circulația mașinilor cu volanul pe dreapta pe timp de noapte. Hotărârea va intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Începând de astăzi, accesul automobilelor personale pe teritoriul cimitirului Sfântul Lazar din capitală va fi limitat. Decizia a fost luată pentru a fi efectuate lucrări de salubrizare și amenajare în zonă. Din 10 mai, aceeași restricție va fi și la alte cimitire din oraș. Autoritățile municipale anunță că de Paștele Blajinilor, cetățenii vor fi asigurați cu transport gratuit către cimitire. O coloană mare de mașini se întindea azi dimineață în fața cimitirului Sfântul Lazar din Chișinău. Șoferii și-au parcat vehiculele la intrare. Începând de astăzi, accesul automobilelor în cimitirul Sfântul Lazar din capitală a fost restricționat. Măsura a fost luată pentru ca muncitorii de la salubrizare să facă curățenie și să amenajeze zona. Accesul vehiculelor în celelalte cimitire din capitală va fi limitat de pe 10 mai. Unii cred că accesul transportului a fost limitat prea devreme. Toți pleacă dezamăgiți și triști, adică că prea multe zile s-au închis pentru zile sanitare. Adică vreau să plece la cei dragi să facă ordine, poate să planteze ceva, dar cu regret se întorc înapoi. Foarte departe se află mormintele. Muncitorii făceau curățenie, iar din cimitir ieșeau tractoare pline cu crengi. Totodată, mai multe persoane au venit să facă ordine la mormintele răposaților. Lidia a venit să facă ordine la mormântul mamei unei prietene care este plecată în Italia. Nu trebuie uitat de dânsii niciodată. Și de noi n-a să uite copiii, eu cred. Asta e a noastră datorie. N-ai cum să fie indiferent, să treci, să vezi că e o mormânt lipădat și n-are cine trebuie de făcut. Nu pot să lăsăm de izbelești. Mă rog, fiecare o să fim duși, o să îmbătrânim, o să trecem în lumea celor drept, poate pe urmă la noi nu o să aibă cine vine și tot așa. Unii au cumpărat flori care se vindeau la intrare în cimitir și le-au plantat la morminte. Они многолетние, они на следующий год опять ведут. Это надолго, красиво. Între timp, autoritățile municipale anunță că în zilele de Paștele Blajinilor, pe 12 și 13 mai, va fi asigurat transport gratuit pentru călătorii rutelor de autobuz numărul 27 C și D. De asemenea, în aceste zile, itinerarul unor rute de autobuze va fi prelungit până la cimitirul Sfântul Lazar. Detalii despre traseu aflați pe site-ul primăriei sau pe protv.md. O lecție de prim ajutor medical s-a desfășurat astăzi în aer liber pe strada pietonală din Chișinău. Cum realizăm aceste lovituri? Le realizăm între omoplați. 1, 2, 3, 4, 5. Consider că este o oportunitate foarte bună pentru a cunoaște cum să acorzi primul ajutor în cazurile necesare. Iar acțiunea a continuat cu un maraton la care au participat zeci de alergători. Astfel a fost marcată Ziua Mondială a Crucii Roșii. Vedeți mai multe imagini în jurnal.
4 persoane, printre care 2 polițiști de frontieră, sunt cercetate penal pentru că ar fi organizat traversarea ilegală în Moldova a unui militar din Ucraina. Pentru asta, tânărul ucrainean ar fi mituit bănuiții cu 10.000 de dolari. Ofițerii Spia, PC Cox și mascații de la Fulger au făcut percheziții la domiciliile și în automobilele învinuiților. Pentru a trece frontiera cu Moldova, militarul ucrainean i-ar fi mituit pe cei 2 polițiști de frontieră și pe alți 2 bărbați, dintre care unul din regiunea transnistreană, cu 10.000 de dolari. Banii au fost transmiși în 3 tranșe. Prima tranșă de circa 2.000 de dolari a fost transferată electronic către un membru al grupului infracțional din Ucraina. Ulterior, în Odessa, acesta i-a înmânat 3.500 de dolari altui membru al grupului infracțional, un civil din regiunea transnistreană, cu care acesta comunica telefonic după ce au intrat în contact în cadrul unui grup de comunicare de pe aplicația Telegram. În final, acesta a prezentat a treia tranșă de 4.500 de dolari după traversarea ilegală a frontierei din Est. Până la traversarea ilegală a frontierei moldo-ucrainene, militarul a fost instruit cum să se comporte la punctul vamal. Totodată, ucraineanului i-a fost asigurată deplasarea cu un mijloc de transport personal până la bariera punctului de trecere a frontierei. De acolo, cei 2 polițiști de frontieră au și asigurat intrarea ilegală a acestuia în țara noastră. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Oamenii legii au desfășurat percheziții la domiciliile, automobilele personale și în birourile de serviciu ale polițiștilor de frontieră și a unui bărbat. Unul dintre suspecți a fost reținut. Bănuiții sunt cercetați penal pentru organizarea migrației ilegale, infracțiune care se pedepsește cu o amendă de până la 68.000 de lei, închisoare de până la 7 ani, cu privarea dreptului de a exercita o anumită funcție de până la 5 ani. Un bărbat din Hâncești a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție. Acesta ar fi pretins 2.400 de euro pentru perfectarea a 2 permise de conducere. Totul s-a întâmplat în această dimineață pe teritoriul autogării de sud din capitală. Potrivit responsabililor de la CNA, bărbatul ar fi pretins de la 2 persoane câte 1.200 de euro. Acesta le-a spus că ar avea influența asupra unor angajați ai Inspectoratului de Stat pentru Supraveghere Tehnică, care ar putea să le perfecteze permise de conducere pentru tractor. În urma reținerii de la bănuit au fost ridicați 1.200 de euro transmise sub controlul CNA. Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru trafic de influență, infracțiune ce se pedepsește cu o amendă de până la 150.000 de lei sau închisoare de până la 6 ani. Mai mult, cei de la CNA menționează că bărbatul nu este la prima abatere. Anterior, acesta a fost cercetat penal și condamnat pentru comiterea diferitor infracțiuni. O lecție de prim ajutor a fost organizată astăzi pe strada pietonală din capitală. Participanții la acțiune au putut de asemenea să-și măsoare tensiunea arterială și să alerge la un maraton simbolic cu o distanță de 2 km. În acest fel, la Chișinău a fost marcată Ziua Mondială a Crucii Roșii. Lecția de prim ajutor, desfășurată în aer liber, a adunat zeci de curioși. Oamenii au învățat cum să acorde primul ajutor medical corect, de exemplu, când un copil s-a anecat cu ceva. Cum realizăm aceste lovituri? Le realizăm între omoplați. 1, 2, 3, 4, 5. Și cum să intervină în cazul celor maturi? Aplecăm puțin persoana, cu o mână îl menținem, pentru ca la fel să nu cadă, și trebuie să realizăm lovituri destul de puternice. Niciodată nu știm pe cine putem întâlni pe stradă și orice persoană are nevoie de ajutor. Consider că este o oportunitate foarte bună pentru a cunoaște cum să acorzi primul ajutor în cazurile necesare. Cei prezenți au putut să își măsoare tensiunea arterială. Nu ați mers mult, nu ați băut cafea de dimineață? Normal, nu, normal. Și să participe la un maraton simbolic de 2 km. Am decis prin maratonul respectiv, prin activitatea respectivă, să sensibilizăm cumva societatea, da, la chestii umane. Consider că activitatea Crucii Roșii este una benefică și este una foarte importantă într-un stat democratic. Tatiana Frunză este profesoară la liceul Elena Alistar din capitală și a decis să vină la maratonul de astăzi împreună cu elevii săi. Să învățăm copiii de mici că sănătatea este importantă, că în diferite situații putem să le acordăm ajutor oamenilor. Pentru că sportul este o parte din viața noastră și el este foarte sănătos. Dorim să aducem
spre viziunea tuturor de a păstra umanitatea vie, de a face un gest de bunătate, un gest de ajutorare, care să fie un sfar de speranță spre un viitor mai bun. Crucea Roșie este cea mai mare organizație de voluntariat la nivel mondial. Obiectivul Societății Naționale de Crucea Roșie Moldova este de a proteja viața și sănătatea oamenilor, evitând discriminările legate de convingerea religioasă, limbă și vârstă. În 1859, Comitetul Internațional al Crucii Roșii a declarat ziua de 8 mai drept Ziua Mondială a Crucii Roșii. Vizita președintelui chinez în Franța a fost la un pas de un incident diplomatic, o prăjitură din meniul pentru Macron și Xi Jinping, pregătită în escapada în Pirinei, a fost înlocuită pentru că amintea de Rusia. Din Franța, președintele chinez Xi Jinping a mers în Serbia pe aeroportul din Belgrad, fiind așteptat cu muzică și dansuri populare sârbești. Revenim cu mai multe imagini în jurnal. Rusia a lansat un atac masiv împotriva orașelor ucrainene în această noapte și dimineața. A folosit rachete de croazieră și balistice și drone de tip Shahed, lovind infrastructura energetică. Polonia a fost nevoită să-și ridice în aer aviația. Pe de altă parte, autoritățile ruse din Lugansk spun că ucrainenii ar fi lovit un depozit de petrol care a luat foc și continua să arde și dimineața. Atacul rusesc din această dimineață a provocat avarii serioase la echipamentele de la 3 centrale termice, a anunțat cea mai mare companie privată de electricitate din Ucraina. Echipamentele sunt grav avariate, iar inginerii energetici lucrează pentru a le repune în funcțiune. În regiunea centrală Poltava, o instalație de infrastructură energetică a fost lovită de drone, declanșând un incendiu, a spus guvernatorul regional. Autoritățile din Vinița și Zaporojia au declarat separat că au fost avariate instalații de infrastructură civilă esențială, fără a oferi detalii suplimentare. Toate rachetele care vizau Kievul au fost distruse, dar rămășițele au provocat pagube și au rănit civili. Позаду мене якраз знаходиться їх будинок, який найбільше у цьому селі постраждав від російської атаки. Ви можете побачити, що тут фактично нічого не залишилось, лишилося тільки дві стіни. Проєктилили au lăsat în urmă mormane de moloz, cratere și incendii. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, rușii au folosit în ultimul val de atacuri 55 de rachete și 21 de drone de atac. 39 de proiectile și 20 de drone au fost interceptate. Oficialii de la Kiev au publicat și o poză cu traiectoriile acestora. Pe de altă parte, mai multe explozii au fost auzite și în Lugansk, zonă ocupată de ruși. Autoritățile de acolo au declarat că ucrainenii ar fi lovit un depozit de petrol. Сколько? Километра два, наверное, да, у нас до нефти? Или сколько это вообще? Imaginile arată flăcări uriașe care mistuie instalațiile. Focul a continuat până dimineață. Nimeni nu a avut de suferit. Oficialii de la Kiev nu au comentat deocamdată, dar anterior aceștia au spus că loviturile asupra depozitelor de petrol rusești sunt ținte legitime. Ucraina a marcat azi pentru prima dată ziua victoriei asupra nazismului în cel de-al doilea război mondial. Președintele Volodymyr Zelensky a comparat invazia rusă din Ucraina cu ocuparea țării sale de către naziști, dând ca exemplu suferința celor 300 de ucraineni din Cernigov care au fost ținuți ostatici de către forțele ruse. Zelensky a mers în subsolul școlii unde au fost închiși și a vorbit despre ororile provocate de soldații ruși. Acesta este subsolul școlii din satul Iahidne din regiunea Cernigov. La începutul războiului declanșat de Rusia în februarie 2022, aproximativ 300 de ucraineni au fost ținuți ostatici aproape o lună în această încăpere. 18 dintre ei au murit. Без світла, їжі, води, ліків, повітря у приміщенні, де було менше метра на одну людину. Спали сидячи, виходили на вулицю лише раз. Їли по 200 грамів юшки на день. Чоловіків на морозі роздягали догола, аби знайти українські татуювання. 10 заручників тут померло, їх заборонили ховати. Ще 17 людей рашисти вбили.
Clipul video a continuat cu mai multe imagini din interiorul subsolului, din care se văd desene și scrieri pe pereți, haine, paturi improvizate și pozele celor care se aflau în interior. У будь-якому куточку світу це називають одним словом – пеклом. Коли спалюють цілі села, вчиняють масові страти, ставлять до стінки з зав'язаними очима і вбивають. В будь-якому куточку світу це називають одним словом – нацизм. Якщо це не нацизм, то що тоді? Zelensky a adăugat că doar o lume liberă, unită într-o coaliție, îl poate opri pe Vladimir Putin și pe soldații săi, așa cum s-a întâmplat cu Germania lui Hitler în 1945. Liderul de la Kiev a făcut paralele cu cel de-al doilea război mondial și l-a numit pe Putin nazist. Сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою. Злочини нацистів вчиняються під російським прапором. Finalul înregistrării este unul simbolic, arătând cerul albastru și însorit după ce au fost ridicate toate treptele din subsolul întunecat. Filmulețul a fost realizat cu ocazia zilei de 8 mai, zi în care, începând cu anul trecut, Ucraina marchează victoria asupra nazismului în cel de-al doilea război mondial. La Kiev, mai mulți oficiali și oameni au depus flori la flacăra eternă. Aproximativ 7 milioane de ucraineni au fost uciși în timpul celui de-al doilea război mondial, inclusiv aproximativ 1,5 milioane de evrei ucraineni. Majoritatea națiunilor europene sărbătoresc Ziua Victoriei în Europa pe 8 mai, marcând aniversarea capitulării necondiționate a Germaniei. În acest an se împlinesc 79 de ani. Este sărbătoare națională în Franța, unde au avut loc o serie de ceremonii. Președintele Emmanuel Macron a depus flori și s-a întâlnit cu veteranii. O coloană oficială formată din mașini, motociclete și cavaleria gărzii republicane au mărșăluit pe principalul bulevard din Paris, Champs-Élysées. Potrivit tradiției, liderul francez Emmanuel Macron a reaprins în mod simbolic flacăra eternă de la mormântul soldatului necunoscut de sub Arcul de Triumf, iar apoi i-a salutat pe veteranii de război. Francezii sunt foarte atașați de armata lor, iar ceremoniile militare derulate întotdeauna cu mult fast, în uniforme de paradă, acompaniată de muzică militară, reprezintă o mândrie națională. 8 mai 1945 a marcat sfârșitul celui de-al doilea război mondial în Europa. În acea zi, aliații au câștigat războiul, iar Germania nazistă a capitulat. Președintele chinez Xi Jinping își continuă turneul european în Serbia, unde a ajuns aseară venind de la Paris. Înainte de a părăsi Franța, Xi Jinping a fost în Pirinei, un loc important pentru președintele Emmanuel Macron. Acolo, oaspeții au avut parte de un spectacol tradițional. Din meniu au făcut parte preparate specifice locului, dar și desert care risca să provoace un incident diplomatic. Este vorba despre o prăjitură originară din Crimeea, ce a amintat de Rusia, care a fost înlocuită în ultima clipă cu o tartă cu afine. Xi Jinping a ajuns aseară pe aeroportul din Belgrad. Aeronava prezidențială, care a plecat din Paris, a fost escortată de avioane de luptă MiG-29. Xi Jinping a fost așteptat de președintele Alexander Vučić și soția sa Tamara, cu muzică și dansuri populare sârbești la scara avionului. Pe drumul din oraș, chinezii stabiliți în Serbia l-au aclamat pe Xi Jinping și au fluturat energic steaguri, iar capitala sârbă a fost decorată cu drapelul Chinei. Au fost trase și salve de tun. Entuziasmul sârbilor față de vizita lui Xi Jinping nu uimește pe nimeni. În ultimii ani, economia sârbă a crescut ajutată de investiții chinezești în valoare de miliarde de dolari. Pe de altă parte, vizita în Serbia are loc în ziua comemorării a 25 de ani de la un eveniment tragic. În 1999, trupele NATO au lovit din greșeală ambasada Chinei la Belgrad. Atunci au fost uciși 3 jurnaliști chinezi. Înainte de a părăsi Franța, Xi Jinping a fost în Pirinei, un loc important pentru președintele Emmanuel Macron. Acolo, oaspeții au avut parte de un spectacol tradițional.
Din meniu au făcut parte preparate specifice locului. Inițial, pe lista de bucate s-a strecurat și numele unui desert care risca să ducă la interpretări mai puțin fericite. Este vorba despre prăjitura rusă, o pastă de biscuiți cu migdale și praline originară din Crimeea, care a fost înlocuită în ultima clipă cu o tartă cu afine. Emmanuel Macron a încercat din nou să-l convingă pe Xi Jinping să se folosească de pârghiile pe care le are asupra Moscovei ca să contribuie la soluționarea conflictului din Ucraina. Presa internațională scrie despre rezultatele dezamăgitoare ale vizitei președintelui Chinei la Paris. China nu a anunțat niciodată în mod oficial că susține Rusia împotriva Ucrainei și afișează o neutralitate aparentă. Beijingul denunță însă amestecuri ale Occidentului și își aprofundează tot mai mult cooperarea cu Moscova. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează show-ul Survivor România. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă vă doresc!